Bună tuturor, eu sunt Cristina, iar în videoclipul de astăzi vreau să vă povestesc despre experiența mea cu ARPI, Asociația Română de Psihoterapie Integrativă, ale cărei cursuri de formare le-am urmat timp de 2 ani, am terminat în decembrie anul trecut și încă de când am menționat această școală de formare și posibilitatea de a deveni psihoterapeut cu o licență în filozofie, am tot primit întrebări de la voi, așa că mă gândesc să găsesc răspunsurile potrivite în acest videoclip, în timp ce vă povestesc despre experiența mea din pură plăcere, pentru că îmi face mare, mare plăcere să vorbesc despre ARPI. Ei bine, experiența mea cu ARPI începe oarecum chiar din 2019, pentru că atunci am început eu să mă interesez, fiind în an terminal la Facultatea de Filozofie și întrebându-mă care să fie următorii pași din drumul meu, am început să caut, să fac research. Știam că nu am ales să studiez psihologia și pe atunci credeam că asta îmi va bloca drumul spre a profesa vreodată în domeniu, dar iată că în 2019 Colegiul Psihologilor a decis să ofere acces în această meserie și licențiaților din alte domenii, printre care și filozofia, și m-am gândit că este un semn, am văzut-o drept un semn, ceea ce m-a condus mai departe să trimit un mail către ARPI pentru a solicita informații suplimentare. Eu pe atunci locuiam în București, știam că îmi doream să mă mut la Brașov imediat după absolvirea facultății, voiam să știu cam care ar fi etapele. Atunci am aflat că aș și putut începe demersurile încă de atunci, să fac partea de dezvoltare personală, însă nu mi-am dorit să complic lucrurile sau să le amestec. Am preferat să aștept să înceapă noul an de înscrieri din luna octombrie a anului 2020, când am și început să studiez la ARPI. După cum vă spuneam, nu eram foarte sigură ce voiam să fac după finalizarea facultății, știam că nu mă atrage deloc ideea unui master, chiar eram foarte împotrivă și până la urmă nu m-am scăpat de el, tot sunt studentă la master în anul 2, urmează să-l încep chiar în acest moment. Dar atunci am petrecut destul de mult timp citind pe internet, nu știam foarte multe lucruri despre școlile de formare, nu știam câte există, câte specialități există, însă eu m-am oprit din prima la psihoterapie integrativă pentru că mi-a plăcut foarte mult descrierea acestei metode pe site-ul ARPI, a fost prezentată drept o metodă terapeutică holistică, care lucra cu toate părțile omului, în niciun caz nu făcea vreo dihotomie, nu ne axam doar pe cognitiv-comportamental sau alte părți ale minții umane, mi-a plăcut ideea că omul este văzut drept un tot unitar și după cum vă spuneam, ce m-a convins a fost și acea lege care a fost dată de la Colegiul Psihologilor, care mi-a testat dreptul de a profesa în domeniu dacă îmi doream acest lucru. Pe atunci credeam că este suficient să urmez acest curs de formare de 2 ani cu licența mea în filozofie, însă pe parcurs am aflat și alte detalii la care o să revin după ce vă mai povestesc puțin. Ei bine, eu m-am mutat la Brașov în toamna anului 2020, în plină pandemie. A fost o trecere destul de dificilă. Am făcut griji atunci când a venit carantina și pandemia despre cum se vor desfășura cursurile la ARPI, pentru că eu mă așteptam să pot participa fizic în Brașov, dar ARPI s-a adaptat la schimbările apărute la nivel global și am urmat o formare în stil hibrid, ceea ce a însemnat că timp de 2 ani lunar, 11 luni din 12, aveam câte un modul pe lună, un weekend era ocupat de modulul ARPI și am avut în total 3 tabere, care au fost 2 live și una online, tot din aceste motive de siguranță care aveau legătură cu pandemia. Nu am fost mai deloc surprinsă să descoper că eram printre cei mai tineri oameni din grupul ARPI la care am fost repartizată. Din acest motiv am ales să rămân mai în umbră la început, să ascult, să încerc să învăț, să observ experiențele altora, să acumulez informații, pentru că simțeam că am lacune inclusiv pe partea aceasta teoretică, mai ales în comparație cu alți colegi care au absolvit facultatea de psihologie și poate erau chiar la master atunci. Însă, în scurt timp, din fericire, mi-am dat seama că nu era vorba despre asta. Trebuie să vă menționez faptul că la ARPI am studiat succint, ce e drept, dar foarte practic, o grămadă de subiecte diferite, de la subpersonalități, la scenariul de viață,
la CBT, la bolile psihosomatice, la stilurile de atașament, analiza tranzacțională. Am studiat câte puțin din toate, însă unde mi s-a aprins mie beculețul a fost fix modulul cu subpersonalitățile. By the way, la ARPI, nu știu despre alte școli de formare, la fiecare modul aproape era câte un alt formator, așa că aveam ocazia să interacționăm sau să punem întrebări sau pur și simplu să studiem într-o manieră diferită de la diversi experți din domeniu. Mie mi-a plăcut foarte mult de toți, am găsit câte ceva de admirat, câte ceva de învățat la fiecare în parte și bineînțeles cu unii am rezonat atât de profund încât pot spune că au avut un mare impact asupra dezvoltării mele ulterioare. Ce nu v-am spus despre ARPI și poate cu asta ar fi trebuit să încep este despre fondatoarele ARPI, fondatoarea Gina Chiriac și fiica sa cofondatoare, Coralina Chiriac, pe care le ador, le iubesc și nu pot să-mi exprim suficient recunoștința față de ele. Am făcut câteva module și cu ele, dar cel mai mare impact l-au avut în taberele live în care eu am participat alături de colegii mei. ARPI există de aproape 20 de ani pe piață. Nu mă pricep la numere, dar pe undeva pe acolo trebuie să existe și pot să vă garantez că experiența formatorilor și a cofondatoarelor se vede în felul în care își tratează cursanții, în felul în care ne ajută să evoluăm și ne oferă direcții pentru dezvoltarea noastră ulterioară. Mai presus de orice, nu știu, discrepanță organizatorică ce poate apărea în orice asociație, oriunde, mai presus de toate informațiile ce nu au venit tot timpul la timp, mai presus de orice nemulțumire poate fi adusă pe partea aceasta oriunde și oricui, eu sunt foarte încântată de felul în care s-au desfășurat lucrurile la ARPI. De asemenea, legat de preț, eu am prins o ofertă în care am plătit 99 de euro per modul, adică pe lună. ARPI are frecvent astfel de oferte dacă îi urmăriți pe Facebook și dacă sunteți interesați de un curs de formare, fie pentru a profesa, fie pentru propria dezvoltare personală, cu siguranță veți observa astfel de oferte foarte, foarte frecvent și mai ales pe timpul verii pentru cursurile care încep toamna. Acum mă gândesc că ar fi de folos să intru mai în detaliu, să vă povestesc despre cum se desfășoară un modul. V-am spus că este un curs de formare foarte practic și de aceea nu se compară sub nicio formă cu un master în psihologie, nu are nimic de a face. Da, fiecare nou modul începea cu o parte teoretică, astfel încât noi să avem o bază, dar apoi era vorba despre exerciții practice în care lucram între noi, schimbam rolurile de psihoterapeut și client, vorbeam în baza unei structuri sau vorbeam liber pe o anumită tematică, tocmai pentru a ne exersa atât skillurile ca viitori terapeuți, dar și pur și simplu să ne observăm emoțiile și să intrăm mai mult în contact cu noi. Toate exercițiile care ne-au fost propuse au lucrat pe mai multe părți, ne-am transformat fără să ne dăm seama totul, adică nu totul, dar o bună parte din munca depusă de noi a avut loc la nivel inconștient și de aceea eu pot spune că am ieșit-o cu totul altă persoană din această formare. Un alt lucru care se întâmpla la toate modulele din formarea ARPI erau terapiile în mijloc, când o persoană din grup se oferea pentru a lucra cu formatorul din weekendul respectiv, a lucra efectiv o terapie de 50 de minute, ca și când ar fi fost într-un cadru intim, pentru ca noi să putem observa tehnicile folosite de formator și pentru a ne face o idee generală despre cum poate fi condusă o sesiune de terapie. Ei bine, vă spuneam că abia la modulul în care eu m-am oferit să lucrez în mijloc, la cel despre subpersonalități, atunci a avut un click loc în mintea mea și de atunci încolo am început să mă simt mult mai integrată în grupul meu de la ARPI, dar ce a schimbat cu totul lucrurile a fost tabăra live în care ne-am întâlnit cu toții live pentru prima oară și nu pot să vă compar câtă emoție și câtă bucurie a fost acolo și cât de intens s-a desfășurat totul. Din acest punct de vedere, da, sunt de acord. O formare online nu se va simți niciodată la fel de intens precum una live, însă nu a fost o alegere, a fost mai degrabă o formă de adaptare la pandemie, după cum spuneam, însă este util să avem o pregătire inclusiv pe partea de terapie online, care este din ce în ce mai practicată, așa că nu am avut de pierdut, pentru că niciodată nu avem ceva de pierdut,
Însă, cu siguranță, mi-ar fi plăcut să am parte de mai multe interacții în live, ceea ce oricum s-a și întâmplat, dar nu în cadrul ARPI, ci pentru că am reușit să-mi formez niște prietenii foarte frumoase cu unele dintre colegele mele cu care m-am mai întâlnit ulterior, deci tot răul spre bine, să zic așa. Despre taberele la care am participat, prima a avut loc în Mamaia, la finalul primului an de formare, de fapt a fost în septembrie, chiar după ceva timp de când începusem formarea. Tabăra a durat 4 sau 5 zile. Costurile taberelor diferă pentru că există costul standard al taberei plus cheltuierile de cazare și masă. Dacă o să vă înscrieți în ARPI, veți primi cu siguranță toate informațiile necesare. Nu mă concentrez asupra lor acum, ci doar asupra experienței mele. Este cu totul hipnotic să te afli într-un astfel de cadru cu o persoană atât de pregătită precum este Gina Chiriac, fondatoarea ARPI, după cum vă spuneam. Și apoi am învățat foarte multe lucruri și despre energia grupului și câtă magie poate să existe chiar și fără cuvinte. A doua tabără la care am participat a fost online, din păcate nu din voința ARPI, ci pentru că așa a fost nevoie. Nu am fost atât de încântată de aceea, deși se poate lucra foarte bine și de acasă, inclusiv tehnica scaunului gol și multe, multe alte tehnici cunoscute sau mai puțin cunoscute din psihoterapie. Iar cea de-a treia tabără, pentru că ele trebuiau să fie patru, a fost dublă, să zic așa. Am stat mai mult timp la București, la sediul ARPI, împreună cu Coralina Chiriac și a fost efectiv o experiență life-changing. Se fac și ritualuri în cadrul acestor tabere, pe lângă terapiile în mijloc, pe lângă exercițiile propuse să le lucrăm noi între noi, în grup sau doi câte doi. Se întâmplă foarte, foarte multe lucruri, chiar și în afara cursurilor, referitor la conexiunile care se formează între colegi, la tot ce înveți despre câmpul magnetic și cum atragem și frecvențele și foarte, foarte multe lucruri frumoase. Ce nu cred că am menționat este nevoia de a-ți începe propriul parcurs psihoterapeutic, ideal de atunci când începi deja formarea, adică pe lângă faptul că particip la aceste module lunare, este necesar și recomandat să începi să lucrezi tu individual cu un psihoterapeut ARPI care a terminat această școală de formare, bineînțeles, și care are mai multă experiență. Acest lucru nu este ușor pentru toată lumea. Pentru mine a venit la momentul potrivit. Eu abia așteptam să se alinieze aceste două evenimente în viața mea. Parcă aveam nevoie de un imbol să-mi încep propriul parcurs psihoterapeutic, însă este mereu fascinant să descoperi ce se ascunde în tine, ce ți se ascunde ție de tine și să vezi felurile în care poți evolua și poți să-ți împlinești visurile. Este absolut fascinant și recomand cu toată căldura să se urmeze un astfel de proces psihoterapeutic, pentru că nu văd cum altfel ai putea deveni un psihoterapeut priceput vreodată. Despre ARPI am mai scris și pe blogul meu, ba chiar v-am lăsat la dispoziție eseul meu de dezvoltare personală, în care chiar am spus foarte multe lucruri personale, am vorbit foarte detaliat despre modulele ARPI de impact pentru mine și despre tabere, o să vă las linkul mai jos. La finalul formării a trebuit să facem multe teme, multe mini-eseuri, dar a trebuit să facem și un soi de lucrare de dizertație pe o temă la alegere. Aceea a fost cu adevărat o provocare. De fapt, tot ce a presupus încheierea formării a fost o mare provocare, peste care mă bucur că am trecut cu brio. În urma acelui research pe care a trebuit să-l fac, m-am simțit mult mai pregătită în ceea ce privește psihoterapia integrativă din punct de vedere teoretic. Deci examenul de finalizare a constat în scrierea acestor multe teme solicitate inclusiv de Colegiul Psihologilor, a dizertației, dar și susținerea dizertației în fața unei comisii. Și am mai avut noi câteva probe teoretice, vă dați seama că am avut mari emoții, dar am simțit că sunt la momentul potrivit acolo, că toate planetele se aliniază și m-am simțit foarte mândră și mulțumită de mine că am reușit să parcurg acești 2 ani atât de frumos și să mă transform atât de mult cum nu mi-aș fi imaginat niciodată. Acum, ca să pot profesa ca psihoterapeut, mai este nevoie să fac câteva demersuri, pentru că am licența în filozofie.
În primul rând, este nevoie să termin masterul pe care îl urmez aici în Brașov de psihoterapie, de psihologie clinică și intervenție psihologică, care este atestat de Colegiul Psihologilor. Acesta este un aspect foarte, foarte important atunci când alegeți un master. Și după aceea mai este nevoie să urmez niște cursuri postuniversitare pe care, din ce am înțeles, le oferă doar Universitatea din București. În acest moment trebuie să mă mai informez, însă ideea este că o parte din cursurile studiate la master se vor compensa, se vor cumula cu cele studiate la post-universitar, așa că va trebui să dau numai o parte de examene, ceea ce se va întâmpla probabil peste 2 ani, pentru că nu mă grăbesc nicăieri. Masterul nu este propriu-zis o condiție pentru a deveni psihoterapeut, dar este o condiție pentru a deveni psihoterapeut individual, adică pentru a ieși din supervizare, pentru că eu urmează să am parte și de o supervizare de un an sau 2 ani, conform Colegiului Psihologilor, dar asta abia după ce îmi obțin atestatul de la Colegiul Psihologilor, ceea ce e multă birocrație acolo. Și teoretic, cred că aș fi putut să urmez acele cursuri post-universitare mai devreme, dacă mi-ar fi fost destul de clară această informație, pentru că s-au tot schimbat lucrurile și condițiile de practică, însă am decis eu pentru mine că nu este nicio grabă. Momentan profesez drept consilier pentru dezvoltarea personală, pot să-mi fac ceva experiență aici și să mă bucur de această meserie pe partea de consiliere și apoi să intru mai adânc într-un proces terapeutic cu viitorii mei clienți când o fi momentul potrivit, pentru că pentru mine aceasta chiar este o carieră de la care mă văd ieșind la pensie, pe care aș putea să o practic toată viața, pe care îmi doresc să o practic, dar am doar 25 de ani și din fericire am suficient timp la dispoziție. Chiar și cei care au absolvit facultatea de psihologie tot au nevoie de un master pentru a ajunge la această treaptă profesională de psiholog / psihoterapeut independent. By the way, psihoterapeutul este doar acela care a urmat un curs de formare în psihoterapie, nu neapărat integrativă, sunt mai multe forme de psihoterapie, dar doar acela este psihoterapeut. Persoana care finalizează facultatea de psihologie este maxim psiholog clinician. Revenind la experiența mea cu ARPI, a avut foarte mult legătură cu dezvoltarea mea personală propriu-zisă, care nu a avut loc în cadrul grupului, ci în afara modulelor de curs. Așa se întâmplă pur și simplu, pentru că atunci când alegi să te implici efectiv în acest proces, inconștientul tău o să lucreze oricum și e necesar să lucrezi inclusiv activ pentru dezvoltarea ta, pentru integrarea emoțiilor, pentru depistarea subpersonalităților, pentru integrarea relației cu părinții, cu părinții introiectați în copilărie și multe, multe alte aspecte ale felului nostru de a fi, a ceea ce ne face să fim noi. Pentru mine nu există nimic mai fascinant decât psihologia și este un lucru pe care îl aplic și îl aplicam oricum în toate domeniile vieții, la fel precum filozofia, că de aceea am și ales-o. Consider în continuare că aceste două domenii se îmbină foarte bine, ba chiar am discutat și pe marginea unor concepte filozofice la ARPI, pentru că este o școală care oferă atât de multe oportunități de dezvoltare și ai de-a face cu atât de mulți oameni multilateral dezvoltați, încât este imposibil să, doar dacă nu vrei, să rămână o parte din tine neatinsă, neobservată sau nelucrată. Prin urmare, chiar dacă nu știam foarte multe lucruri despre formare la început, despre psihologie, despre ce urma să fac mai departe, mă bucur din tot sufletul că am luat această decizie. După cum vă spuneam, mi-am format multe conexiuni prețioase, am învățat foarte multe lucruri, mi-am găsit ghizii spirituali, nu doar în Gina și Coralina Chiriac, ci și în alți formatori pe care i-am întâlnit. A fost o întreagă călătorie în care a fost un roller coaster emoțional. Nu am cuvinte să descriu cât de fascinant a fost, dar nu doar fascinant, a fost și dureros, a fost și obositor, a fost și frustrant. Am simțit toate emoțiile posibile și cred eu că am învățat să fac ceva bun din asta. Abia după primul an de formare sau după prima tabără live în care am participat, la care am participat împreună cu Gina și vreo alți 60 de colegi, abia atunci mi-am dat seama că acest curs de formare nu este despre a deveni un psihoterapeut bun, ci despre a deveni
o persoană integrată, pentru că acest rol este a priori oricărui altui rol. Și chiar am avut un mic șoc în sensul pozitiv, atunci mi s-au deblocat mie chakrele și am înțeles cam cu ce ne ocupăm aici și cam cum ar trebui să arate o școală de formare, indiferent de specializare, cam ce ar trebui să se întâmple pentru a fi eficient și pentru a scoate ulterior psihoterapeuți potriviți. Este nevoie de foarte multă vulnerabilitate pentru a parcurge cursurile unei astfel de școli. Nu e ceva față de care poți să stai la distanță, cum ai face la un master, de exemplu, doar să iei notițe și să nu te deschizi niciodată, să nu vorbești, să rămâi acolo în umbră. Nu-ți interzice nimeni să faci asta, dar astfel îți răpești bucuria transformării. La ARPI nu există doar formarea de bază, mai oferă și alte cursuri, de exemplu cursuri de specializare sau aveau la un moment dat un curs pentru autoterapie care poate fi util în cazul oamenilor care doresc doar să se dezvolte pe plan personal fără a profesa vreodată în psihoterapie. Eu una am simțit că aceasta este vocația mea, am simțit-o de foarte mult timp, dar s-au aliniat planetele pentru mine abia în 2019-2020, când am reușit să am parte și de toate resursele necesare pentru a urma acest curs de formare, pentru că, da, este vorba și de partea financiară, dar și de partea emoțională și de resursa cea mai importantă pe care o avem, și anume timpul. Mă bucur că s-au aliniat și acestea în viața mea și mi-a arătat la fiecare pas că am luat alegerea potrivită. Sper că am acoperit toate întrebările voastre. Dacă nu, vă aștept în comentarii sau pe Instagram, unde vreți voi, cu alte întrebări și o să vă răspund cu mare drag. Am vrut neapărat să omagiez ARPI în acest videoclip, să vă povestesc și pe YouTube despre cât de frumoasă și transformatoare a fost această experiență, pe care o recomand cu căldură oricărei persoane interesată de psihologie și dezvoltarea sa personală. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă aștept cu un like, un subscribe, vă aștept și pe celelalte rețele sociale ale mele și să ne auzim cu bine!